Transportul interurban începe să-și reia activitatea după pauza provocată de pandemie. Circa 25% din numărul de microbuze și autobuze au început deja să circule în regim obișnuit. Președintele Asociației Transportatorilor Auto, Oleg Alexa, susține că deocamdată numărul călătorilor este mic. Șoferii care ies la linie trebuie să poarte măști și mănuși, precum și să se asigure că și pasagerii au echipamente de protecție. De asemenea, este interzisă transportarea călătorilor în picioare. Reprezentantul transportatorilor spune că o parte din transportul interurban și-a reluat activitatea de o săptămână, dar din 18 mai, numărul microbuzelor și autobuzelor care vor circula va crește până la 40%. În prezent, cele mai multe rute care activează sunt din Căușeni, Criuleni, Aneni Noi, Strășeni, Călărași, iar cele mai puține transportă pasageri din Cahul. Există raioane, cum este Căușeniu, unde deja 50% din curse raionale se fac și o parte bună se fac la cele de la Chișinău. Dar există raioane precum Cahulul, unde la 10% dacă de-abia se fac cursele. Oamenii încăstem circule, mulți nu știu că transportul și-a reluat activitatea și atât de cu zi fluxul încet se schimbă, dar încă e foarte mic. Oleg Alexa mai spune că mulți șoferi refuză să iasă la muncă din cauza fluxului mic de pasageri. De asemenea, cei care au continuat să circule în perioada stării de urgență nu și-au primit banii de la întreprinderea gările automoderne cu care au un parteneriat. Gările automoderne cu transportatorii încă nu s-a achitat pentru luna martie. Transportatorii nici nu au bani acum să înceapă, o bună parte. Deci, eu am înțeles că numai jumătate din sumele astea s-au transferat. Restul rămân netransferat. L-am contactat pentru un comentariu pe directorul întreprinderii Gările Automoderne, Iurie Moruz, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Între timp, microbuzele din capitală continuă să stea în garaje. Unul dintre administratorii de rute, Veceaslav Găine, spune că maxi-taxiurile nu ies pe linie pentru că amenziile sunt prea usurătoare. Șoferii sunt obligați să poarte măști și mănuși și pot fi sancționați dacă transportă mai mult de 15 persoane într-o unitate. Dacă conducerea primăriei va se va întâlni cu noi și a face așa promisiune că cel puțin va face încercare ca să fie o relaxare cu amenzile este, atunci noi am fi gata să revenim la lucru și în timp de undeva 5 zile noi am fi revenit la normalul. Solicitată telefonică, consiliera primarului Capitalei, Natalia Ixar, ne-a spus că în această săptămână responsabilii de la Direcția Transport vor avea o discuție cu deținătorii de microbuze. Circulația transportului interurban și a celui urban nu a fost interzisă de autorități, însă din cauza mai multor restricții, precum și a numărului limitat de călători, majoritatea au preferat să-și suspende activitatea.